aseară domnul inginer șef m-a sunat, mi-a comunicat că este o avarie și doreau să întrerupă agentul termic. I-am rugat frumos, am zis, măcar noaptea asta nu întrerupeți, să ne apucăm a doua zi de avarie. Așa s-a și întâmplat, am venit cu un aparat de dimineață, au verificat, au văzut unde e spărtura, chiar acolo au și săpat. Au un detector de pentru apă, pentru avarii, pentru avarii. Dimineața au întrerupt, s-au apucat de, s-au luat autorizațiile, bineînțeles, de la poliție, de unde, de cum e procedura și s-au apucat de avarie. Într-adevăr, durează mult golirea vanei, pentru că sunt 270 de metri cub de apă și pentru golire a durat ceva timp. Bine, stați de câteva ore, nu? Da, de câteva ore suntem aici, s-a decopertat, s-a intervenit. Acum se așteaptă golirea și se apucă imediat de intervenție. E afectat un cartier, două? Cartierul Columbia va fi afectat și zona centru. Rotund așa, câți oameni? Cam 5.000 de oameni. Da, e 4.000 plus, da, cam 4.500 de oameni vor fi afectați. Asta este conducta primăriei, nu a centralei, sau că aici știu că e amestecat. Da, nu, deci agentul primar este al SNN-ului, da. Și agentul secundar e al societății primăriei, SRL-ul primăriei, exact se numește. Infrastructura este a SNN-ului. SNN-ul, da, cu totul. Începând de la centrală, agentul primar, până în punctele termice. Punctele termice sunt ale noastre, mai puțin două puncte termice care sunt zona campusului, zona blocurilor care le-au ei în administrare, SNN-ul. Și acum se face lobby pentru a ne preda agentul primar. Să vedem în ce condiții. Noi am zis mai întâi să ni-l repare, pentru că ați auzit ce a spus domnul inginer șef, au o vechime de 30 de ani și deja încep să se spargă. De cât timp sunteți aici? De două ore. Da. Și încercăm să o mișcăm. Trebuie să vă dați seama, la noapte pe mine mă va suna toată lumea să mă întrebe de ce nu au căldură. Am dat pe postul de radio local, am dat pe televiziunea locală, am anunțat cetățenii că asta este situația, trebuie să reparată țeava. Înțeleg că șanse ca până la miezul nopții să... Da, șanse că până la miezul nopții, chiar așa am și dat anunțul, până la ora 12 noaptea nu vor avea căldură. Am avut în cursul serii un eveniment, ne-a crescut adaosul de apă de la centrală. Ăsta a fost primul semn pentru care am făcut imediat o inspecție, ne-am dat seama că avem o spărtură. Am venit în zona aceasta unde avem frecvente avarii de genul ăsta. Am făcut o scurtă inspecție, ne-am dat seama unde ar fi. Am venit în cursul dimineții cu un dispozitiv. Am făcut seara trecută un compromis, am pornit pompele de adaos din unitatea 0 pentru a reuși să alimentăm și partea de Columbia cu agent termic. În momentul de față am izolat tot cartierul, facem eforturi suplimentare, asta vorbeam și cu domnul vice, vom rămâne aici pe poziții ca în cursul serii, în cursul nopții să reușim să reluăm furnizarea agentului termic. Pe țărăsul meu, s-a spart o țeavă, o conductă? Da, această conductă are o vechime de aproape 30 de ani. Avem foarte multe rețele de apă fluvială în această zonă. E o conductă mare? Este o conductă mare, diametrul de 300 și rețelele de apă menajeră care întâmplător trec prin acest cămin, n-ar fi trebuit să treacă, au dus la o coroziune excesivă a acestei conducte. Ea stând în apă, vă dați seama că ani de zile a corodat. Deci apa a bătit. Exact. Deci, după cum puteți vedea, în canalul termic avem rețele de apă care au făcut ca această conductă termofilare să stea pur și simplu într-un mediu umed, corect.
E grea genul ăsta de lucrare, de intervenție? În primul rând este foarte grea pentru că în momentul în care constați că ai o pierdere, este foarte greu de depistat. Chiar și cum? Pur și simplu, am cursus, în cursul serii trecute am avut o echipă, am făcut foarte multe investigații pe la toate punctele termice. Doar cu unul câte unul. Da, am făcut o analiză. O analiză, am verificat presiunile, am făcut niște deducții. Dacă ar fi acolo, ar fi trebuit să fie presiunea mai scăzută la punctul termic. Ăla ne-am dus, am constatat că așa este și din aproape în aproape am reușit să o identificăm, corect. Deci nu este prima avarie de genul ăsta, am căpătat experiență și... Acum, mi-e greu să nu mă gândesc la accidentul ăla tragic din București, cu tot așa, cu abur, cu... și-au murit doi da, da, da. Oamenii ăștia sunt protejați, presupun. Deci, avem o echipă de lucrători foarte profesionistă, mai ales pe acest tip de lucrări, lucrează de foarte mult timp cu noi, sunt echipați corespunzător, știu foarte bine ce au de făcut, tocmai de asta, în momentul de față, dacă observați, suntem într-un moment de așteptare pentru a se drena conducta, fiind debitul, presiunea foarte mare, este posibil să apa să rănească pe cineva. Este, dar în momentul de față are 95 de grade. Cu alte cuvinte, ați oprit că apa caldă, trebuie să gonească țeava și apoi interveni. Am izolat doar un tronson din oraș, adică tot ce ține partea de centru și cartierul Columbia. Izolat înseamnă că ați oprit? Izolat, am închis. Am închis agentul termic în această zonă. Cealaltă parte de trust și tot ce... Este funcțională, corect. După ce ați închis-o, trebuie să și golească țeava. Corect. Acum așteptăm să se golească țeava, să se răcească, pentru că altfel nu pot interveni. Există la fel pericol de care spuneați dumneavoastră mai devreme. Vom interveni în regim de urgență și... În ce constă intervenția? Tăiați o bucată în țeavă și puneți... Urmează să vedem exact operațiunea care se va face după ce dăm dala de pe canalul termic. A, n-ați ajuns. Nu, după cum vedeți, dala este pusă, așteptăm să se dreneze, să se golească conducta și imediat sunt pregătite pentru intervenție. Exact, exact. Să vedem despre ce e vorba, ce tronson, o bucată mai mare, mai mică, ele sunt pregătite. Aveți o estimare a timpului cu totul până când veți termina definitiv? N-aș putea să vă spun exact. Nu. Deci noi vrem, ca până, eu știu să zic, la ora 10 seara să reluăm. 10-12 noaptea, nu știu să vă zic. Funcție de ce vom constata cât de mare este avaria.